Evrei, capitolul 3, versetul 7. De aceea cum zice Duhul Sfânt, astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustiu, unde părinții voștri m-au ispitit și m-au pus la încercare și au văzut lucrările mele 40 de ani. De aceea m-am dezgustat de neamul acesta și am zis ei, totdeauna se rătăcesc în inima lor, n-au cunoscut căile mele. Am jurat, dar în mânia mea, că nu vor intra în odihna mea. Luați seama, dar, fraților, ca niciunul dintre voi să n o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu, ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Căci ne-am făcut părtași a lui Hristos dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început. Câte vreme se zice astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă pietriți inimile ca în ziua răzvrătirii. Cine au fost în adevăr cei ce s-au răzvrătit după ce auziseră? N-au fost oare toți cei care ieșiseră din Egipt prin Moise? Și cine au fost aceia de care s-a dezgustat el 40 de ani? N-au fost oare cei ce păcătuiseră și ale căror trupuri moarte au căzut în pustiu? Și cui s-a jurat el că n-au să intre în lui? Nu s-a jurat oare celor ce nu ascultaseră? Vedem dar că n-au putut să intre din pricina necredinței lor. Să luăm dar bine seama ca atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Amin. Vă invit să vă reașezați. Niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Așa cum am văzut cuvântul lui Dumnezeu din această seară, ne-a arătat că aici la Refidim, pustietate, loc pustiu, Putem înfrunta atâtea pericole și unul dintre ele era tocmai oprirea asta care te face să pierzi timp, oprire care înseamnă timp, dar timpul acela s-ar putea să fie unul decisiv pentru viața ta. Și oamenii aceia care acolo la Refidim s-au răzvrătit, nu doar că s-au oprit și au pierdut poate o zi din viața lor certându-se, dar timpul acela i-a costat viața. Te poate costa veșnicia. Veniți prea târziu. Asta au fost acei oameni care au ajuns acolo la Refidim. Vedem cât de important este Refidimul. Vedem cum psalmistul, spuneam, Psalmul 95, relua exact ceea ce scria aici cartea Evrei. Nu vă împietriți inima și spune exact despre pasajul acesta, Cala Meriba. Ca la masa în pustie. Nu vă împietriți inima. Am vorbit despre împietrirea inimii lui Faraon. Un om păgân, un lider păgân, un om care nu-l cunoștea pe Dumnezeu. Însă observăm cum împietrirea inimii n-a fost doar în privința lui Faraon. Observăm cum împietrirea inimii a avut loc și în poporul lui Dumnezeu și în oamenii care au văzut minunile lui Dumnezeu, în oamenii care au fost salvați de Dumnezeu, în oamenii care au fost ocrotiți de Dumnezeu și peste ei și peste viața lor, pericolul acesta al împietririi inimii a fost atât de mare. Și oamenii aceștia și-au împietrit inima. Cum să-ți împietrești inima? Cum ar putea un credincios, un creștin, un slujitor, un om care a văzut minunile lui Dumnezeu, un om mântuit, un om iertat, un om botezat cu Duhul Sfânt, poate să ajungă să aibă inima împietrită? Pasajul acesta ne arată că se poate. Și iată aici în Cartea Evrei, capitolul 3, versetul 8, spunea Pavel, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustiu. Versetul 10 ne arată, dacă vreți, secretul, cheia acestei împietriri. Cum te poți împietri? De aceea m-am dezgustat de neamul acesta și am zis, ei totdeauna se rătăcesc în inima lor. Se rătăcesc în inima lor. Oamenii aceștia nu s-au rătăcit în pustie, Oamenii aceștia nu s-au rătăcit în deșert, ei s-au rătăcit în inima lor. Ce înseamnă să te rătăcești? Să nu știi, în primul rând, unde ești exact, să nu știi încotro trebuie să mergi, nu știi dacă drumul este bun, când nu mai ai orientare. Câți dintre voi? V-ați rătăcit vreodată? E cam greu să recunoști că te-ai rătăcit. Mai ales când lucrurile par la fel. În pustiu este foarte ușor pentru că nu ai puncte de reper. Te uiți nisip, aceeași culoare în stânga, aceeași culoare dreaptă, aceeași culoare înainte, nu este o altă urmă, nu este nimic, nu era nimic altceva. Bate vântul și acoperă totul și totul este la fel. Oriunde te uiți, ar părea că e tot una, că te duci înainte, e tot una, e la fel, te întorci înapoi, e la fel, te uiți în stânga, e la fel, te uiți în dreapta, e la fel, toți fac la fel. Și îți pierd simțul orientării, însă oamenii aceștia și-au pierdut simțul orientării în inima lor, s-au rătăcit în inima lor. Adică emoțiile lor, sentimentele lor, ce se întâmpla în inima lor, acolo are loc o rătăcire. Și așa are loc în pietrirea unui credincios, inimii unui credincios, când oamenii se rătăcesc în inima lor, când nu știu ce să facă, atunci când ajung în criză, când nu știu ce așteaptă, nu știu ce se întâmplă, vedeți aici retoric, Pavel pune niște întrebări, cine sunt aceștia? Oare nu sunt cei care au văzut minuni, care au fost izbăviți de Dumnezeu, care au fost ocrotiți în Gosen? Oare nu sunt ei? Da, ei sunt. Dar cine sunt aceștia? Nu aceștia care au fost îngropați în nisip, care n-au rămas în Egipt, dar nici n-au intrat în Canaan? Că asta se întâmplă cu creștinii care nici n-au rămas în lume, dar nici nu o să ajungă în rai. Și vor fi undeva la mijloc, înghiciți de pustie, datorită împietririi, datorită rătăcirii din inima lor. Ei totdeauna se rătăcesc în inima lor. Ei n-au cunoscut căile mele. Eu aș vrea, pe scurt, să vedem, ca să te poți descurca mai bine atunci când ești în criză. Puneți întrebarea aceasta: ce cauți tu în criză? Când ajungi la refidim, adică atunci când ajungi în criză, când ajungi în probleme, când ajungi în necaz, nu știi ce trebuie să faci. Ce cauți? Am observat lucrul acesta, mai ales când de vorbă cu oamenii care au abandonat biserica, pentru un motiv sau pentru altul, oameni care s-au oprit, oameni care au luat căi străine. Întotdeauna în criză, poporul lui Dumnezeu, oamenii, caută ceartă. Adică, eu am părerea mea, voi aveți părerea voastră, nu sunt de acord cu părerea voastră. Asta înseamnă ceartă. Să nu fii de acord. Asta e ceartă. Eu am punctul meu de vedere, tu ai punctul tău de vedere. Și ceartă înseamnă tu să-ți expui punctul de vedere, eu să-mi expun punctul de vedere și fiecare cine strigă mai tare câștigă, așa cred unii. Cine mai ridică și pumnul și inspiră puțină groază, câștigă. Poporul a căutat ceartă. Ce cauți când ești în criză? Să-i atați pe cei care au alte puncte de vedere, să-i atați pe cei care vin la biserică. A, tu mai mergi acolo, ha, fai de tine. Tu mai crezi încă asta? Tu mai crezi poveștile astea, te-au prostit și pe tine? Întotdeauna cei care se depărtează de Dumnezeu caută cearta, caută să-și expună propriul punct de vedere și să atace cel, pe celălalt, celălalt, punct de vedere. Asta a căutat poporul atunci când a fost în criză. A căutat ceartă. Apoi atunci când ajungi în criză, mai, oamenii mai caută un lucru. Caută vinovații. Cine-i Niciodată nu se găsesc, Asta înseamnă să te rătăcești în inima ta. Numai pe tine nu te găsești vinovat. Pe banca imputaților tu nu te vei așeza niciodată. Totdeauna va fi altcineva. E devine pastorul, e devine comitetul, e devine soțul sau soția sau copiii sau părinții sau guvernul sau parlamentul sau nu știu cine. Dar altcineva este vinovat. Întotdeauna responsabil de ceea ce se întâmplă este altcineva. Niciodată oamenii nu se opresc în loc să spună, eu sunt vinovat. De fapt, asta înseamnă pocăința, pocăința asta înseamnă. Pocăința înseamnă să te oprești, să te analizezi, să verifici tot ce se întâmplă, ai tras o linie și la urmă să spui, eu sunt vinovat. Eu am păcătuit, eu am greșit. Asta a fost pocăința fiului risipitor. Câtă vreme fiul risipitor a spus, tata-i de vină, plec din cauza lui de acasă, nu mă înțelege, fratele meu e de vină, prietenii mei sunt de vină pentru că ei -au, -au, profitat de mine, toți au vrut banii mei, nu știu cine e de vină, patronul la care lucreze de vină, porcii sunt de vină că nu mă lasă să culeg roșcovele de pe jos. Totdeauna dai vina pe altcineva, cineva e de vină pentru că tu nu ești fericit, tu nu ești împlinit, cineva este vinovat. Întotdeauna oamenii, pentru orice problemă, în primul rând, caută vinovații. Cine e vinovat? Și câtă vreme altcineva va fi vinovat, niciodată nu vei putea ieși cu bine din criză. Câtă vreme alții sunt vinovați. Câtă vreme vei vedea uh, vinovăția altora. Eu nu spun că alții nu pot avea vinovății, nu spun că alții nu au responsabilități, dar nu te ajută la nimic să descoperi vinovăția altora. Întotdeauna, și-o spun asta de multe ori, mai ales în crize de familie, niciodată, niciodată nu se poate ca soțul să fie vinovat 100% și 0% soția. Nu se poate. Dacă există o ceartă, un divorț, nu există. Nu se poate nici invers, 100% soția de vină și soțul el n-are nicio vină, e sfânt și 0% responsabilitate. Nu există așa ceva. Întotdeauna există o vinovăție, mai mare sau mai mică, dar nu te concentrezi pe vinovăția celuilalt, pe vinovăția, pe responsabilitatea altora, te concentrezi pe vinovăția ta, să vezi unde ai greșit tu. Și atunci începi să rezolvi problema, nu căuta vinovații în altă parte. Au venit lui David și a spus, David, uite în țară la tine ce s-a întâmplat un om care avea... Și David imediat a pus mâna pe sabie și unde e omul acela? David, nu te du nicăieri, tu ești omul acela. Tu ești vinovatul. Tu ești de vină pentru asta. Pocăința înseamnă să-ți dai seama că tu ești vinovat, să-ți asumi responsabilitatea, să recunoști că ai greșit, să-ți recunoști vinovăția. Oamenii aceștia n-au recunoscut. S-a întâmplat ceva, Moise e de vină. Cu ce era de vină Moise? Ce vină avea Moise? Că acum ei au intrat într-o zonă unde nu era apă, doreau apă și Dumnezeu i-a încercat, a îngăduit un timp, așa îngăduie Dumnezeu. Unii nu, nu, realizează asta, dacă treci printr-o criză, poți să rămâi fără muncă, poți să rămâi fără bani. Imediat, cine devine? Comitetul că nu mă vizitează. Și mi-a poți da vina. Toate lucrurile astea se pot întâmpla, sunt reale, dar a spune că altcineva e de vină pentru că tu treci printr-o problemă, este absurd. Oamenii ăștia, asta au spus. Trecem pe aici. E bine, tocmai Dumnezeu a îngăduit asta, ca să-l încerce pe acest popor. Exact Dumnezeu l-a trecut pe aici, ca să vadă ce este în inima lor și ce se întâmplă în viața lor. Dar acum vedem ce mai, poate căuta, ce mai pot căuta oamenii în criză. Ce cauți în criză? Poți căuta scuze. Atunci când au venit la Moise, ce a făcut Moise? Doamne, au să mă ucidă cu pietre. Uite cât de răi sunt poporul acesta și de atâtea ori a spus Moise lucrul acesta, un om cu un popor cu inima împietrită, cu inima rea și necredincioasă, e greu să gestionezi un popor și poate avea tot felul de, de adjective pentru ei. Să cauți scuze. Eu nu pot. Doamne, eu nu pot, eu nu am, eu nu mai, nu mai reușesc, nu mai fac față, pot să cauți scuze. Și de obicei, oamenii, mai ales în ceea ce îi privește pe ei, caută scuze. Caută atenuante. Asta a căutat și Moise în prima fază. A căutat scuze. Episodul acesta se repetă și altă dată Moise și-a pierdut răbdarea și a fost violent, chiar când în altă parte a lovit stânga, a lovit-o cu ciudă, cu mânie, cu dezgust. Și tot la un episod ca acesta s-a decis și soarta lui Moise. Până și Moise n-a intrat în țara Canaan pentru un episod ca acesta. De asta, atunci când treci în criză, nu o lua ca e o criză, e o problemă. Nu, s-ar putea acolo, în criză, episodul Refidim sau Stânca Horeb sau orice altceva s-ar putea să devină examenul tău de viață, sau mai bine spus, examenul tău de veșnicie, îți vei decide soarta. Aici, la acest episod, poporul Israel, două milioane de oameni și-au decis soarta. Aici Dumnezeu a luat decizia, a jurat. Am jurat în mânia mea, nu vor intra în odihna mea. Nu vor intra în Canaan. Aici s-a decis. Ce s-a întâmplat până atunci, ce s-a întâmplat după aceea, a fost ce a fost. Dar aici a fost un punct crucial, un punct de cotitură. Aici Dumnezeu a jurat, a luat o decizie, gata. Poporul acesta nu va intra. Nu va intra în Canan, vor pierde totul. Un episod decisiv. De aceea aș vrea când treci în criză să te gândești exact la aspectul acesta. S-ar putea criza aceea să fie punctul tău de cotitură, poate nu pentru viața asta, pentru veșnicie. Să-ți decizi soarta. Adică aici se ia decizia. Faptul că au mai trăit încă un an sau doi sau zece sau treizeci sau patruzeci a contat mai puțin. Atenție, nu, Dumnezeu nu i-a omorât pe toți acolo și i-a îngropat. Nu. Dar acolo Dumnezeu a luat decizia, voi toți aceștia, pentru că vă purtați în felul acesta, eu vă mai îngădui un an, 2, 10, 30, 40, dar toți veți muri aici în pustiu. Dumnezeu a jurat asta acolo. Dumnezeu a spus asta. Nu vor intra în odihna mea. De aceea e atât de important să înțelegi criza Necazul prin care treci. Nu căuta ceartă. Nu căuta să-ți împui punctul de vedere. Nu căuta vinovații. Adică nu căuta în altă parte vinovații, ci uită-te în oglindă dacă vrei să găsești vinovații. Nu căuta scuze. Nu căuta scuze. Eu nu pot, eu nu știu, n-am cum, nu se poate, eu am răbdat până aici, dar nu mai pot nici eu nu mai fac nimic de aici încolo. Place de Moise aici că ia totuși o decizie înțeleaptă să caute ceva și ce ar trebui să cauți cu adevărat în criză, caută soluții. Nu căuta scuze, caută soluții. Nu spune eu nu pot, n-am de unde, mă vor uci de risc atâta, sunt într-un pericol, nu n are rost, nu te ajută la nimic să te plângi, nu mi-ar ajuta la nimic, frate, doi să mă plâng că e greu cu oameni. Știu și eu. Dar nu mi-ajută la nimic să mă plâng. Pot găsi o scuză în asta, dar în fața lui Dumnezeu nu sunt scuze. Cel mai bine e să caut soluții. Soluția cea mai bună să lucrez cu oamenii. Și atât pe Moise, găsește soluția. unde e soluția? Soluția totdeauna e la Dumnezeu. Când treci în criză, ce cauți când ești în criză? Nu căuta ceartă, nu căuta vinovați, nu căuta scuze. Caută-L pe Dumnezeu. Caută soluția. El e răspunsul la orice întrebare. El este soluția la orice problemă. El este împlinirea oricărei nevoi. El, Dumnezeu. De asta atunci când treci în criză, nu te uita în jurul tău, nu te uita și începe să spună cine e de vină, pentru că, pentru că treci pe aici, pentru că treci pe acolo, pentru că n-ai bani, pentru că ai datorii, pentru că ai probleme. Nu mai învinui pe nimeni. În clipele când treci prin necaz, prin criză, prin probleme, ridică-ți ochii spre cer. Caută-L pe Dumnezeu, caută fața lui Dumnezeu, caută ajutorul lui Dumnezeu. Asta trebuie să faci atunci când treci prin criză. Ce cauți în criză? Cearta? vinovații, scuzele sau soluțiile. Și iată-l pe Moise, caută soluția. Soluția este Dumnezeu. Soluția noastră este Dumnezeu. Prin problemele prin care trecem, ne uităm în jurul nostru, nu te poate ajuta nimeni. Spunea Psalmistul, îmi ridic ochii spre munți, de unde îmi va veni ajutorul? Să caut ceartă, să-mi să-mi explic asta înseamnă și cearta, să-mi să expun punctul de vedere, să-mi vărs în cazul meu, să-mi plâng, să-mi plâng singur de miră, la ce mi-ar ajuta. N-ar ajuta la nimic. Dacă o faci asta, mai ales vis-a-vis -vis de oameni, să te să ieși în evidență față de ei, să te disociezi de ei, nu te ajută la nimic. Să cauți vinovații, să spui Moise e vinovat, el ne-a dus, Faraon e vinovat, nu știu cine e vinovat pentru ceea ce se întâmplă, Soarele e vinovat pentru că e prea, nu știu cum, pustie e vinovată și poți să găsești o mie de vinovați în jurul tău. Nu căuta scuze, caută soluții, caută-L pe Dumnezeu. Întotdeauna m-am obișnuit cu lucrul acesta. Când apare o problemă, primul lucru pe care îl caut este să văd soluțiile. Ce trebuie să fac de aici încolo, să ies de aici. Ca să nu rătăcești în inima ta. Când începi să cauți ceartă, te dezorientezi, ești debusolat cu totul, nu mai știi ce să faci, nu mai știi ce se întâmplă, te rătăcești în inima ta. Când cauți vinovat și te vei rătăci, pentru că vei da acum vina pe unul, poi mâine pe altul și tot așa, și te vei rătăci de la un vinovat la altul, de la Ana la Caiafa, te rătăcești undeva pe drum. Când vei căuta scuze, te vei rătăci, pentru că nu știi ce să-ți mai inventezi la un moment dat. Pentru că oamenii care se obișnesc să tot aibă scuze, vor avea la nesfârșit scuze când oamenii nu vin la biserică, caută scuze și eu totdeauna, nici măcar nu trebuie să spui, adică rău. măcar obișnuiește-te să nu te scuzi. Deja e un pas mare, când nu te scuzi. Adică, nu, acum nu pot, pentru că puțin m-a durut capul, pentru că puțin am avut o noapte, pentru că puțin, nu, măcar, măcar din gură. În momentul în care tot încerci să găsești scuze pentru că, pentru că, te obișnuiești cu asta. Și atunci când apare, orice problemă apare, așa reacționează creierul tău, așa te-ai setat, Primul lucru, să caut scuze. Nu pot veni pentru că mi-am cumpărat o pereche de boi sau cinci perechi de boi, pentru că tocmai mi-am luat un ogor, pentru că tocmai m-am însurat. Oameni care caută scuze. Dumnezeu nu are nevoie de scuzele noastre. Caută soluții. Ce pot să fac? Bun, nu pot aici, mă implic în altă parte, fac altceva, dar n-are rost să cauți scuze, n-are rost să spun ce nu pot să fac, ci mă interesează ce pot să fac. N-are rost să spun că, Doamne, nu pot să mulțumesc acest popor, să fi spus Moise, Doamne, nu pot, uite, mă vor ucide cu pietre, sunt vinovat, sunt răi, se poartă răutăcioși cu mine. Nu te ajută la nimic să cauți scuze. Caută soluții, caută-l pe Dumnezeu vin o rugăciune înaintea lui Dumnezeu și cea mai bună soluție sau cea mai bună căutare de soluții este rugăciunea. Moise a stat înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Moise a stat în prezența lui Dumnezeu și a vărsat necazul înaintea lui, a căutat de la Dumnezeu lumină, Doamne, ce trebuie să fac? Nu știi, Soluția pe care ți-o oferă Dumnezeu nu e întotdeauna cea pe care o aștepți, nu e întotdeauna cum crezi tu, El poate să-ți dea apă, să plouă din cer, altă dată așa le-a dat apă, a spus faceți grob și a plouat, altă dată lovești o stâncă, altă dată pur și simplu ești izvoare sau trebuie să sapi până dai de o fântână, altă dată ca și agar, trebuie doar să deschizi ochii. Vă gândiți la, la, la drama agarei Agar era într-un pustiu, poate probabil pe aici pe aproape, era undeva, era în pustiu, a pus copilul undeva deoparte într-un tufiș și a spus să nu, măcar să nu văd moartea copilului, este cea mai mare dramă să-ți vezi copilul murind și I a spus măcar să nu văd, să nu mai gata, nu mai am nicio șansă, stau aici. Și a venit Îngerul lui Dumnezeu și Îngerul lui Dumnezeu n-a făcut ca acolo să fie apă atunci. Apa era, izvorul era, ea nu vedea. Atât a făcut Dumnezeu, i-a deschis ochii. Okay. Izvorul era lângă ea. Să mori lângă un izvor și să nu știi. Să fii îndurerat, să fii îngrozit, să fii în mijlocul unei drame și totuși Dumnezeu îți oferă soluția. Soluția este ea acolo, doar că tu, din pricina stresului, din pricina depresiei, din pricina te rătăcești în inima ta și din pricina poate acelor emoții, nu vezi ceea ce cauți. Nu vezi. Mergând spre Emaus, cei doi erau cu inima împietrită și din pricina acelei împietriri, ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. Hristos era lângă ei. Merge timp de două ceasuri împreună cu ei pe drum. Și atâta le povestește, și atâta le spune acelui străin. Și acel străin era la Hristos. Așa se întâmplă de multe ori cu noi. Unde ești, Doamne? De ce, Doamne, așa? Și nu știi că Hristos e cu tine, soluția e la îndemână, soluția este lângă tine, trebuie doar să ieși din rătăcirea aceea a inimii. Când nu știi unde ești, când nu știi încotro să apuci, când nu știi care e drumul cel mai bun, Că nu știi exact ce ai de făcut, cel mai bine este, dacă vrei, atunci când treci prin criză, să ieși de acolo cu bine, să cauți soluții, să-l cauți pe Dumnezeu, să cauți rugăciune. De aceea și noi astăzi vrem să venim în rugăciune. Dumnezeu să ne asculte. Dumnezeu să asculte rugăciunile celor care sunt bolnavi, celor care trec prin necazuri. Și dimineața ne-am rugat, fratele Ștefan Popea are un frate în România care este bolnav, saturația a ajuns foarte, foarte joasă, am înțeles undeva la 30%, ne rugăm Domnului Dumnezeu să se atingă de el. Dumnezeu să se atingă de toți cei care sunt bolnavi în perioada aceasta. Sunt mulți încă, mulți bolnavi, mulți frați, surori în spital. Ori de câte ori am mers în România și în perioada aceasta am întâlnit mulți frați, multe surori care fie au trecut ei prin spital, fie au avut în familie și fel și fel de cazuri sunt. Ne rugăm Domnului Dumnezeu să se atingă. Dumnezeu să lase binecuvântare și cred, așa cum spuneam dimineața, ceea ce trebuie să facem noi, în primul rând, ca biserică, dincolo de orice polemică, dincolo de orice altceva, eu cred că noi suntem chemați să ne rugăm. Să nu ne certăm. Să nu ne certăm cu alții, să nu ne expunem punctul de vedere, să nu spunem, noi avem un punct de vedere mai bun, noi avem o teorie mai bună, noi am văzut ceva mai bun, ce noi trebuie să ne rugăm. Când trecem prin crize, nu trebuie să ne certăm, nu trebuie să căutăm vinovații, nu trebuie să căutăm scuze, trebuie să căutăm soluții. Și soluția e la Dumnezeu.